Pentru noi, Ziua Limbii Române este un eveniment important și de aceasta, în Piața Mare a Adunării Naționale, s-a organizat un concert inedit la care au participat interpreții din Republica Moldova, cât și cei de peste Prut. Cu detalii venim în următorul material. Suntem la curent cu toții că în fiecare an, pe data de 31 august, ultima zi de vară, sărbătorim Ziua Limbii Noastre. Cu această ocazie, în Piața Mare a Adunării Naționale a fost organizat un concert cu Orchestra Simfonică Pârâiașul, dirijor Dumitru Cârciumaru. Cât de onorat și cât de bine s-au simțit interpreții noștri de peste Prut și din Moldova, cântând compozițiile maestrului Eugen Doga și Constantin Rusnac, aflăm chiar de la ei. Am simțit foarte bine, sunt onorată să cânt compozițiile maestrului și publicul chiar este foarte, foarte cald. Ne-a primit cu multe aplauze. Minunat, cum și ar trebui să ne simțim într-o zi de sărbătoare, o sărbătoare națională și de mic copil sărbătoresc. Eu de când mă țin minte, sărbătoarea aceasta există. Sigur că mă simt foarte bine, mă bucur că e foarte mult tineret în piață, că au venit să slăvească această limbă atât de frumoasă, limba noastră, cea română. Mă simt foarte bine. În seara asta... Pentru că e o zi frumoasă, pentru că avem timp bun. Cât de frumos ne vorbesc interpreții noștri autohtoni, cât și compozitorii despre limba română și cum au sărbătorit, aflăm în următoarele clipe. Eu vin de la biblioteca acum, unde l-am comemorat pe Grigore Vieru, care a fost unul dintre cei mai mari poeți ai secolului trecut, a începutul secolului ăsta din Republica noastră. Ne-am amintit de Dumitru Matkovski, de Alexe Rău, care a fost director bibliotecii, care a plecat subit anul acesta. Deci îi comemorăm pe ei, acei care sunt adevărați cavaleri ai cuvântului. Trebuie să ne mândrim cu limba noastră și mă bucur într-adevăr că este atâta lume aici. Eu cred că se sărbătorește limba poporului care o vorbește și de când există acest popor, de când există acest meleag, acest pământ, această lume, această românitate. Văd că câte lume s-a adunat. Lume dornică la așa sărbătoare să vină, să audă tot ce este mai frumos. O interpretă autohtonă a avut emoții profunde, specificând că doar așa redă ea gândurile frumoase. Despre cine este vorba, aflăm imediat. Întotdeauna am emoții pe scenă, dar cred că altfel nici n-ai cum să comunici publicului ceva, pentru că astăzi și de obicei am norocul de a interpreta piese pe care fie le scriu eu și îmi sunt foarte apropiate, fie... Cum astăzi am interpretat două piese frumoase, compozitorii Eugen Doga și Constantin Rusnac, și emoția este mare, adică nu, mie îmi place asta. Despre cum este alcătuită o melodie și ce însemnătate are pentru un compozitor, aflăm direct de la marele maestru. Este o datorie care o simt eu în sinele meu. Și această datorie vreau să o acoper cu aceste melodii, cu aceste muzici care n-au fost pe la mine, nu sunt mai bune ca altele, ele sunt ale mele. Vara s-a sfârșit, iar noi am aflat cum s-au odihnit interpreții noștri autohtoni pe lângă carieră. Aflați materialul ce urmează. Eu, marea nu este preferința mea. Muntele îmi place, dar n-am timp. Eu nu știu ce. Eu sunt artist liber, de ce nu m-am odihnit niciodată, din cazul că eu nu obosesc. Eu mă odihnesc la pian. Sincer să fiu, m-am odihnit așa, mai mult pe aici, nu m-am dus departe, pentru că am avut și de lucru în studio. Sper în toamnă să ajung undeva la mare, poate, dar am mai fost prin România, cam așa. Să ne iubim patria, să vorbim limba noastră corect și să fim uniți formând o naționalitate. A fost acest mesaj de îndemnare pentru poporul nostru drag. Cred că e bine, măcar în aceste zile de sărbătoare, să ne simțim o națiune, să fim uniți, să fim buni și să vorbim frumos și corect limba română. Pentru că încă n-a pierdut acest dor de frumusețe, dor de limbă, dor de sărbătoare, fiindcă la sărbători noi ne vedem unul cu altul, ne schimbăm cu vorbe frumoase, ne dorim frumos la copii, atâția copii sunt, de cei care vor vorbi limba română fără probleme care le avem noi. Sper la acesta, așa că sărbătoriți, dragii mei,
din plin, fiindcă este pentru ce avem o limbă foarte frumoasă. Este cazul să ne mândrim. Yeah.